În urma unui incendiu ce a izbucnit într-un apartament din Petroșani, locatarii acestuia au fost transportați la spitalul de urgență din municipiu pe motiv de intoxicare cu fum. Victimele, cu vârste cuprinse între 69 și 65 de ani, au fost evacuate de urgență de către vecinii, care au sărit în ajutorul celor afectați de incendiu. Pompierii au venit de îndată la fața locului și au stins rapid incendiul, care afectase deja sufrageria apartamentului. Se pare că incendiul a pornit de la o aerotermă folosită în casă pentru încălzire, de unde mai multe materiale inflamabile din apropierea radiatorului au luat foc.